După care aș prefera să vedeți cât de practic lucruri. În teorie, database-ul urmează să gestioneze culegerea, înregistrarea datelor, interogarea lor și așa mai departe. Fundamental este un fel de file sharing, nu? Greșesc, domnii administrator de sistem. Acces partea dată informații, nu e nimic altceva. O teorie pe care o să o mai găsiți pe Wikipedia, din practică le mai găsiți și în exploatare, din sisteme, cele ierarhice, arbor cu moduri, mă duceți aminte de revistiu Windows XP, da? Bazele de date de rețea, o discuție complicată. Dacă n-ați avut de-a face cu ele, probabil că nu o să doriți să aveți de-a face prea curând. Sunt bazele de date bazate pe suport many-to-many în relație și structură. Închipuiți-vă că puteți interoga după obiect, da? Obținând, pornind de la un nod al unei baze de date, puteți accede foarte simplu obiecte. Ultima din care știu eu viu, dar e adevărat că n-am folosit un test, este RAIMA. Pentru cei curioși pot da o fugă pe acolo, este foarte folosită în sisteme medicale, sisteme online. În general, eu bănuiesc că pe Internet of Things o să o avem mult mai aproape. Tradiționalul relațional, atâta timp cât relațiile sunt tratate în formă tabelară, cunoașteți entitate relație, de aici în acolo îl las pe Petre să disece teoria mai tare ca mine. Precum, ca să vă dau un exemplu bun de relațional. Oracle, da, era să zic Postgres, Postgres și relațional și la următorul capitol obiectual. Mai este eu la cartii database. Firebird, bineînțeles. Baze de date obiectuale. O discuție complicată din punctul meu de vedere. Fac practică de baze de date de mai bine de 20 de ani de zile. Sunt excepționale, sunt minunate cu condiția să le folosești ca atare în scop. Apropo de istorie, o să povestească și Petre un picuț. Din câte cunoștințe am eu, toată invenția în materie de relațional este făcută de omul care a scris Firebird, de Jim Starkey și Data Tape pe vremuri, dar care s-a oprit când a fost vorba de contribuții la Postgres, pe pur și simplu motiv că Postgresul obiectual depășește cerințele unui database. O să discutăm și o să vedem de ce mai încolo. De ce baze de date? Ce ne-ar fi pe plan la ele? E cineva care n-a auzit de acid? Sau care nu stăpânește ce se poate întâmpla? Din cauza asta? Ok. Atomic. Înseamnă că o tranzacție este executată din total sau deloc. Ce ar însemna tranzacție? E cineva care nu știe? Tranzacție. Fața fiind un server de database, automat să desfășoare o tranzacție. Problema la serverele de bază de date este că e puțin lipsit de sens să o folosești de unul singur. Uzualul folosește multi-user și ăsta trebuie să fie gândul de pe tot timpul, atât dacă îi trați meseria asta. Asta înseamnă că mai multe conexiuni pot accede aceleași date. Da? Atomic îmi spune mie, utilizator sau, mă rog, proiectant de data sau tu. Băiatule, te-ai legat la mine, ce ai început tu? Ori se termină, ori nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic înseamnă că eu nu mă ocup de scris cod pentru asta și ați dori bine să rețineți ideea. Da? Dacă încep să scriu cod, deja părerea mea e pe discuțiile care de vizor. Da? Gen, save point-uri pe drum, am pornit, fac ceva, dau save point, mă mai întorc, nu mai întorc, nu mai gândesc. Da? Eu zic că ăia sunt pentru copii. Da? În practică, cineva s-ar putea să ducă mai departe. Consistența garantează starea validă către starea validă după procesare. Asta înseamnă că, indiferent, atenție, nu garantează în orice formă conținut. Da? Garantează doar starea validă a bazei de date. Dacă faceți prostinia, să fiți foarte sănătoși. Izolarea, execuția concurentă, este garantată ca putând fi echivalentă cu serializarea oricărui operațiuni executate până atunci. Ori le-ați face pe rând, ori le faceți toate deodată în tranzacțional, izolarea vă garantează acest lucru. Discutăm separat despre izolare, suntem unde ducem. Durabilitatea, asta îmi place cu pierderea inventării, de-abia aștept să scoatem serverele din bază, da? Funcționează ca și sistemul de fișier.
fișiere tranzacțional un pic mai atent din niște puncte de vedere, dar avem garanția că indiferent ce s-a întâmplat, dacă fac mașina, database-ul meu este consistent. Și acum să vedem cum. Nivele de izolare. Cine a lucrat cu toate? Sau n-ați lucrat cu niciun? Da? Serializabil. Foarte bine și frumos, toate lucrurile se întâmplă unul cu altul. Foarte puțin interesant într-un mod din zără adevărat. Ripită codurință. Foarte bun și minunat cu mica condiție, că trebuie să țineți minte atunci când implementați, când scrieți cod și faceți design de aplicație, că ce ați citit odată într-un select nu este neapărat adevărat în următor. Uzual, în proceduri, în trigger, în logica de server, atunci când vă apucați de treabă de adevăratele, o să faceți operații una după alta, în același trigger, în aceeași procedură. Singura garanție pe care vă dă mașina este că prima dată ați obținut un rezultat, a doua oară e discutabil. Nu vă mai vizuiți că vine la fel. Da? Recommitting. E uzual modul în care, într-adevăr, se lucrează în instalațiile mari. Da? E modul cel mai folosit în practică. Ceea ce înseamnă că îmi asum ca și programator la conexiunea la server că ceea ce s-a comis, văd, ceea ce nu s-a comis încă, încă e în procesare, multă sănătate, nici nu mă interesează și nici nu vreau să știu că datele s-ar putea întâmpla sau nu să fie procesate. Și, cum se zice, re-entarnament, da? Return committed. Locul în care sunteți singuri și nu vi se mai garantează nimic. Da? Vă sunt vizibile orice tranzacții procesate de ceilalți în server și ceilalți pot să fie 5.000, 10.000 de oameni care fac lucruri concomitent. Da? Deci tot timpul când procesați, atenție! Toate modurile se folosesc în practică. Dar asta nu înseamnă că atunci când creditați aplicații sau le exploatați, nu vă gândiți la metoda de conexiune și la ce vă poate aduce. Hai să vedem ce ne aduce. Dirty bits. Da? Mă apuc să citesc ceva într-o procedură, iau datele cu un select, mă duc cu următorul, găsesc altceva și eu n-am ținut cont în codul de procesare de treaba asta. On run, da? Non-repeatable reads pe care le-am deschis la trafic, phantom reads care sunt cele mai urâte lucruri care se pot întâmpla în viață. Da? Uzual se întâmplă în read-early, da? În read-on committed. Da? Lucruri cu care chiar te trezești că n-ar trebui să fie acolo niciodată. Da? Nu te gândești că altcineva ar putea schimba datele pe care tocmai ești foarte hotărât să le procesezi. Da? Sunt probleme dacă, din ce am văzut eu în practică, oamenii nu reușesc să ajungă la aplicații bune de bază de date pentru că nu înțeleg lucrurile astea extrem de simplu. Sau le uită când fac design-ul de aplicație. Da? Tipul de procesare. Batch Machine cu dinozaur, Batch Processing, eu l-aș scoate din discuție ziua de azi, deci avem pretenția că lucrurile n-ar mai trebui să se întâmple așa. Ordonați. De la alt nivel. Da? Nimeni nu perfect. Procesarea interactivă online, denumită, și Chunk-Tip Real. Atenție, Chunk-Tip Real este mult mai interesantă, da? Dar mult mai greu de implementat. Mai ales când discutați de mulți utilizatori, da? Online știți tot ce înseamnă procesare pe loc. Da? M-am legat de data care s-a întâmplat. În timp real comportă de obicei și prezența unui real-time message file. Da? Și acolo problemele sunt altele. Mă aștept să răspundă în timp util o interogare. Calculul la proiectarea aplicației se face puțin altfel când vreau să știu că depinde timp, dar de execuție în timp de thread-uri. Dar nu e imposibil. Și acum vin ambițiile de implementare. Online Transaction Processing este o clasă de sistemă definită, da? Care generează bazate pe tranzacții. Da? Ce ar însemna practic OLTP? Atenție, o să mai auziți conceptul OLTP folosit de cei de la SAP Oracle Business Application care nu înțeleg neapărat tranzacția în sine a serverului, ci sunt altfel și înțeleg că e vorba de tranzacții comerciale. Da? Dar spun OLTP. Da? Aș avea un cuvânt de zis. Părerea mea este că cea mai grea încercare în database este să te duci către astfel de aplicații. Da? Deci pretențiile de procesare tranzacțională ad hoc, odată ce lucrurile s-au întâmplat, e un challenge.
atunci vei fi clar nevoit să faci calcule de scalare, vrei să știi pe ce mașini stai, pe ce server de database te bizui, pe ce tehnologie vii și lipești de baza de date, restul de aplicație. Aici te referi spre urmă tranzacții de burs, nu? Nu, mă refer la tranzacții informatice. Tranzacții informatice, dar ca un sistem să ne avem o imagine minte. Așa. Bursa de la... Hai să facem distinție între tranzacția de database, de exemplu, practic, și tranzacția comercial. ATM-ul este așa da. Ceva. Da. Da? Discuțiile despre un ATM ca și compozit, amestec de hardware, cu soft, cu soluție și cu garanția că totul merge de la cap la coadă. Nu numai database-ul, ci și echipamentul cu totul. Da? Da, este înțeles ca un sistem tranzacțional. De tranzacții comerciale. Celălalt, OLTP, aș avea pretenția că fac un soft și când am făcut o factură vreau să văd și note contabile deodată, vreau să văd și procesare poate de niște precalcule la ceva. Deci lucrătura e mult mai simplu și de obicei nu comportă hardware și alte minunății pe lângă. Da? Înțeles, nu. OLAP. Online Analytical Processing. Aici începe discoteca. Multidimensional. Procesarea analitică multidimensional. Asta va însemna că vă ambiționați să dați rezultate. Practic, din punct de vedere al clientului, aș numi repede. Business intelligence, rapoarte, situații, odată pe datele tale au fost procesate. E o ambiție frumoasă, dar depindeți foarte mult de toate caracteristicile serverului când implementați așa ceva. Fie că nu aveți timp să procesați tranzacțiile până la capăt, fie că raportarea gâtuie toată mașina în timp ce ea încearcă să mai proceseze alte date. Mie îmi place ideea de relațional, da? Pentru că dacă procedați cu grijă și cu puțin atenție, puteți implementa un sistem care să facă fake multidimensional, să se vizuie pe structuri atomice de date, pe care să le consolidați din relațional. Impresia pentru utilizator este aceeași. Deci sentimentul lui este că folosește un multidimensional array și ce bine e. Da? Dar necesită un pic de străduință. Ordonați. Ca și vizualizare, practic, de la niște informații care utilizatorul poate să le exploreze. Informații grafice, în pie chart. Vreau să știu care e cel mai profitabil articol vândut de mine în luna asta. Da? E un exemplu de interogare. Pot să o fac odată ce am procesat o informație brută despre un document. Pot să împart datele în 10 tabele dimensionale. Ca eu să fiu gata pregătit și când trebuie să intru pe dimensiune, userul vrea să schimbe, vrea să intre și pe alta și pe alta și pe alta, eu să le am gata calculat. Da. Dar pot să fac și o țigănie mai interesantă, să îmi pun datele frumos în tabele, pentru că eu le am deja atomic. Și să mă asigur că folosesc marea măsii, un index, da? La o interogare și că domnul răspunde într-un timp bun pentru client. Da? Nu pentru toți clienții. Tipul de client. Împreună cu asta vin și problemele de conectare la server. Din clientul, care are de obicei pretenții să se lege direct. Atenție, nu încurcați modelul de legare cu modelul de acces la dată. Entire-ul, spre exemplu, uzual, cine face thin client, se gândește întotdeauna să beneficieze de tranzacții. Asta înseamnă că se atinge de un server, păstrează conexiunea și beneficiază de tranzacție, fără să scrie cod, ca ursulețul. Da? Are un beneficiu absolut uriaș. Din punctul ăsta de server, îi rezolvă toate problemele. S-a întâmplat ceva, este logic în server. Nu mă doare că mine capul să programez. Asta înseamnă că dacă am 3 oameni și vreau să fac o aplicație repede, eu nu m-aș apuca de entire. Părerea mea. Cine vrea să o facă, n-are decât. Da? Și, bineînțeles, în afară de entire-ul, îl cunoașteți cu toții, dar vă luați 300 de angajați, faceți de testing, de provisioning, nu mai știu eu ce, și vedeți ce iese la urmă. Modelul la entire, puțină lume am văzut, dar iată că l-am văzut pe NNAB cu concept-ul, da? Care a făcut un entire în care păstrează conexiune. Îmi place ideea asta. Da? În entire, cu urmă, lumea lucrează MVC. Da? Iau date din server, le țin la mine, le procesez prin clienții, toată lumea e fericită. Când dau să le pun înapoi, ce aș face eu? Primul lucru, crezi că nu le-a schimbat cineva între timp și acolo începe programarea. Corect?
Deci până atunci n-aveam drept. Dar iată că mi-am dat singur și m-am putut de săpață. Deci noi sunt. Dacă e conflict, ce fac cu el? Pe cine dau afară? Tranzacții nu mai am, deci nu mai știu cine și ce-a făcut acolo. Asta înseamnă că trebuie să le asigur undeva la nivelul ăsta gestiune. A, deci trebuie să mai fac un trial care să gestionez tranzacțiile, da? Ordinul ce se întâmplă, conflicte și așa mai departe. Vă promit, vă dați singur de lucru. Dar e o alegere înțeleaptă de la un punct de încolo. Fiecare face ce vrea. Și evident, mai există web problemări de care aș prefera să nu discutăm. Aș prefera să nu discutăm. Întrebare. Cine lucrează în web și a folosit vreodată conexiune directă în server? Conexiune directă, tranzacție. Sănătătoarea de degetul meu. Sigur? Java e ei, poate. Jude băcă nu. Ajunge și acolo. Eu, nu. Poți să te explici ce înseamnă web? Programatorii care au lucrat în general în design web, da? Au probleme foarte puțin, își pun foarte puține întrebări legate de database în sine. Ce este acolo care merge, nu doar petre, care își bate capul pe celălalt merge sau nu, sau nu. Deci nu vorbește o arhitectură diferită, ci de oameni care folosesc de oameni, unii suntem la de implementare, de tehnologie, e o fi bună, să fie să ne partea bună a lucrurilor. Ok, se poate face procedând la logic în server. Se poate crea foarte simplu sistem deschis și permanent veți fi așa, pentru că logica este în server și nu în client colegă undeva. Puteți să veniți să conectați la el tot felul de sisteme, evident, tot problema de oameni, trebuie să implementați corect. Da? API, etc. Dar, ne întâlnim cu drepturile de acces. S-ar putea ca niște situații, din tot database-ul meu, să prefer să nu dau acces la oameni sau la alte aplicații direct pe tabele. Da? S-ar putea să prefer să-mi fac niște proceduri prin care să izolez, ca să pot să fac securitate. Și ălea necesită comenzi, grant. Da? Cunoașteți problema. Asta dacă faci securitatea în nivel bazar și nu faci în aplicație. Logică se rog. Da. Da? Ok. Partea bună este că atunci când controlez totul din server, e puțin probabil, atâta timp cât eu ofer un API sau eu stăpânesc serverul și cine vrea client, nu are să-și facă meseria, vine la mine să-i dau date, îmi permit să susțin că este foarte simplu să optimizez structurile și să țin mână lucrul ăsta astfel încât performanța se păstreze în timp. Da? Asta nu e tocmai o garanție atunci când vin alții și îți spun, hai că îți dau interogarea, dar nu știu structurile. Așa că zice ce este. Da? Din păcate, necesită cunoștințe și o implementare ca atare. Da? Deci dacă n-ai scule, n-ai unelte, o să scrieți la granturi. Traficul optimizat și resurse relativ modeste e o demonstrație pe care putem face, dar nu face sens în discuție. Dacă înțelegeți cum funcționează un server, și paranteză, un server pe scurt funcționează. Statement prepare, te rog frumos dăm datele cu tare, după care execute, eventual îi primiți niște parametri, după care faci bucată cu bucată. E cineva care știe că merge altfel? Luați înregistrare cu înregistrare. E lumea cam multă treaba asta. Da? E o treabă urățică, pentru că dacă am un pic de latență cu mașina aia, luând bucată cu bucată, toată lumea se întreabă, bă, dar dacă e o tabelă de 3 milioane de înregistrări, dar v-ați lovit cu capul de ușă? Ok, deci apucăturile de hibernate și de indexare, iarăși, un apanaj web programming, au apărut să zic că trebuie să butăm tot un cache și să creăm inconsistență cum e cazul. Asta se întâmplă pentru cei programatorii web, când fac aplicații, în cei tratează bază date ca un... Asta am vrut să te suntem de acord cu programatorii web. Ca un medic de stocare da? Pe nu, sistem atât. Nu e o condamnare. Nu, dar să trec. Da? Revenind la ce povesteam. Un OLAP OLTP este foarte ușor de făcut la modul relațional, cu condiția să nu faceți aplicații pentru IBM. Da? Nu te-ai pus rezultatul, într-adevăr, este spectaculos. Deci cine, vă promit asta, numai cine n-a încercat un server de database, ok? Vă trăiește cu ideea că acolo sunt doar magicieni, magrină, da? Dar, revenim, nu vă bate joc de structuri, da?
Acum, dacă ar recomanda proiectul meu de lucru, dar ce am vrut eu să vedeți, este asta. Comic changes și WordPress. Este server, site, web. Da? Se poate lucra multi-user, este database cu logica server. Îl punem și lucrăm toți de aici pe diagrame cu feții. Da? Ca să iasă rezultate spectaculoase, o să avem nevoie de studenți începători. Investitori. Da? Bun. Veșnic. Tehnologie liberă trebuie aleasă. Licența, acum, cum vă ține cureaua? Da? Dacă, da. De la un punct încolo, nu ascult nimănui. Da? Că există niște avantaje de database-urile de meserie, cam cum ar fi Oracle. Da? De la o instalație încolo, nu poate, pentru că doar ăla o să ne slujească ca și biserica etică până la răspuriți. Problema este că de la un punct încolo, în zone mari de aplicații, aveți nevoie de garanții. Și altcineva nu ghile de lucru. Dacă răspundeți pentru mine, îmi trebuie. De ce am dat, dar pot să zic că ce aș fi vrut să vedeți la... la cam cum arată nenorocirea, da? Cam așa arată un cod de server. 600 de proceduri, fiecare face câte ceva. Sitorul nu are sens să discutăm, unii scriu mai bine, alții mai prost, dar să nu uitați că există index. Dacă aveți standard și ați avut grijă să lucrați după standard, educația în a vă aduce într-un proiect este aproape de zero. În esență, este vorba de gramatica limbii române. Unde ce tabelă am? Mă rog, am luat și eu una. Ca să fie treaba bună. Foarte bun. Frumos din partea noastră ceea ce ar fi, că n-am făcut la vremea contabilitatea, a fost prima de am ales intenționat asta, n-am comentat toate variabilele. Da? Cum are țigănie. Dar, dacă ălea sunt comentate bine, da? Foarte simplu să luați un om care să scrie SQL-ul fără să se uite în diagrame când trebuie să aleagă un plan de interogare. Deci este foarte clar, dacă am articol, cheia migrată din el ID se va numi articol ID în altă parte și indexul se va numi articol documente FK, cine scrie cod nu trebuie să învețe. Atenție, nu trebuie să învățați structura, oricum să scrieți numai structura. Hai să vedem cum ar fi ce. Astea sunt importante, Matei. Da? Deci noi am ajuns să muncim, ne facem soft în server de proiectare, pentru că RU de la IBM, Rational IBM, da? Aici aveam V001 IDX. Păi scrie tu? Mulțumesc. Da? Deci noi am făcut softul ăsta ca să putem face core-uri ca să ne genereze numele astea pe standard. E singura rațiune. Cine are nevoie de soft, n-are nevoie să-mi dea un mail. Da? Nu îl ținem acasă. Nu. Dacă vrea cineva interfață Delphi, făcută Delphi, dacă avem amatori de alte tehnologii, de client, pe client. Da? Cine a fost soft acum 16 ani. Ok? Și merge foarte bine și asta. Delphi? Delphi? Da. Este de... Ok. Mai aveam ceva de arătat și cu asta, ca să vă spun până la capăt. Am văzut. Ai văzut, și da? E cu exe, e cu... Unde e lungul? Ce aș fi vrut să mai vedeți este tot, ar fi un sfat bun și de acum, dacă cumva v-a apropiat, v-a apropiat vreodată de proiectat, da? Neavând încotro și de ales, am studiat un pic cam ce se întâmplă când scrii 600 de proceduri, 800 de trigere și vrei să le mai ții și versiune, da? Rupeți-le, vă rog frumos, pe bucăți. Iar așa. Da? Uh-huh. Și atunci poți face control de versiuni extrem de simplu pe el. Da? Display. Am un favorit. Send by email. Având fișiere text.
Da? Sau rup procedurile pe bucăți sau rup trivele. Lumea uită să facă asta și avem un singur fișier DLL care probabil nu se mai termină și nici nu începe. Da, dar ăla poate fi impresionat cu totul, pe când așa. Asta nu vreau, poate să impresionat cu totul, știți, am făcut un mic update. Stai așa, am făcut un... Și faci cu un review pe binar. Ok, dacă aveți întrebări sau... Poate bine să pui câte un index pe fiecare coloană. Câte un index pe fiecare coloană. Da. Și combinați. N-am luat în discuție ce înseamnă să normalizez o structură de date setași. Cu părerea mea, vreau să încearcă un simulație acolo. Nu de alta, dar dacă eu aș ține cursul de bază de date, aș pune neapărat studenții să termine ceva până la capăt. Nu UNRP, nu aplicație de gestiune, așa cum zise pe lor, dar măcar ia ca așa, uite, evidență CD-ul. Dar să lucreze împreună mâncarea tată. Dar te rog, nu mai faci o pregătire, te rog. Exist, cum se spune. Da? Toți ăștia de aici. 30? Ce să se plăse împreună? Să termine aceeași aplicație. Să aibă acces concurent la cod. Deci să fie nevoit să facă treaba pe la fără. O să fie greu primele două luni când o să șteargă fiecare cod. Ce nu-i la... Când se face o firmă la... Dar cu tristețe... Cu tristețe trebuie să spun, meseria asta e pe cale de dispariție. Îmi pare rău să o zic așa tare. Poate mai câștigăm un student băi. Da? Sau... Dar e pe cale de dispariție. Mulțumesc pentru atenție. Până la urmă, care a fost decizia pentru cei care a făcut modul de aplicație, avea prefiduri stocate destul de multe, nu? Da. N-am fost prin foarte atent. Când e decizia dacă să faci asta sau să nu faci prologică pe server? Ce, e că, cum de până la tu decizia să trebuie cu cazul ăsta? Păi, ce echipa aia? Este o aplicație pe care trebuie să o predai foarte repede, trebuie să fii cum faci management și service la ea. Da? Dacă aplicația mă hotărăsc să o hostez eu, să o țin și este destinată pentru 700 de milioane de useri, m-aș gândi foarte tare dacă mă apuc pe așa ceva. Da? Atenție! Nu dacă mă apuc pe așa ceva cu Firebird. S-ar putea să mă apuc pe așa ceva cu Oracle. Și mă întorc la tehnologii, văd ce am la dispoziție. Da? N-am ce face ce. Da? Mă întorc pe partea, poate cu Postgres, I don't know. Da? Am un dințișor împotriva lui Postgres, am mai discutat cu Matei pe vremea lucrul ăsta. Și cu web programării la fel. Deci ai lui dinți pentru ea. Postgres este un server foarte bun. Dar este o obiectoare. Deci face niște lucruri care, dacă începem să dezvoltăm o aplicație de genul ăsta cu obiecte, doar atât fiecare venim și face cât un obiect fiecare. Nu știi ce am făcut. Dar știi că nu sare Postgres din monitor să-ți iată. Matei, ce dependențe ai în situația asta? Unele foarte nasoale de care nu vrei să auzi. Dependențe între obiecte. Doar programul orientat cu obiecte. Mai de ce nu merge codul? Ha? Aici. Ok, mă bucur. Deci stai să zicem că eu nu-l folosesc. Cine are chef și timp, aruncați o privire vorbim și pe Firebird, mai ales dacă trebuie să faceți deploy cu simplu. Da? Un server embedding pe el, merge și pe Unix. Merge și pe Unix, da. Bine. Da. E o soluție la fel de bună ca și la Postgres, teoretic. Da? Practic, este mai ineconomic. La conexiune nu suportă multiconexiune. Da? Nu sunt multitransacții pe o conexiune, deci trebuie deschis câte o conexiune pentru fiecare user, după care intru la administratul sistem. Da? La capitolul tranzacții mai sunt niște deficiențe în discuție mare. Postgres-ul face locking ca și Oracle. Și atenție la ce zic. Deci are schimbă de hefte locking. În momentul în care pe aia n-ai ținut o mână și n-ai încărcat, o ți-a plezut cu totul direct. Pa! Se da bine. Da? Deci trebuie să știi ce faci. Astăzi cum mai contează asta? Nu o simt, nu e prea mai mult. Mai e un server, mai e 100 de indieni, s-a terminat. Eu zic să o pune la încercare să fie văzut, dar n-aș fi așa fix. Deci aș fi atent, răzvan, dacă este nevoie să mă descurc rapid, foarte simplu, și să fiu mare puturos, să se evit să scriu postul.
faci preferat logica de server. Nu, alternativul, deci pe logica de server o folosești, cum exemplu, ai clienți pe mai multe platforme. Ai clienți și mai multe limbaje. Nu stai să muți logica de aplicație prin nu știu de platforme. Și atunci o pui în partea comună. În esență, e sub controlul tău. Diferența între asta și o aplicație care logica se află în taier este munca foarte multă de toate acelea. Da? Nevoia de testing, nevoia de provisioning și mâna lui Dumnezeu, dar nu știu cum să spun. Și bineînțeles, dacă o să scrie schemul, să vrea munca pe server. Și oricum, după ce știu un pic despre ce mi-aș dori să predăm la SES, să învățăm contabilii, să dea comenzi SQL, pentru că am face mult mai mult. Ai să fii surprins. Da? Există contabili care dau cu menzi de SQL. Nu există, dacă stai bine. Rău frumos să le pui o steluță pe Google Plus din partea mea. Pentru că e atât de prost scrise. Ah, am înțeles. Trebuie să scoți niște date meaningful din baza de date din spate, trebuie și scritul cu ei. În Excel. Excel. Am și o întrebare, că am dat asta pe care, când aplicațiile astea sunt prost scrise, ce sunt scrise prost? Adică, e de față. De față, e un fel de minimă și... La ce layer sunt scrise prost? Sunt mai multe prost. Nu o să pun la layer-urile. Deci, e prost. La layer, da. Mai multe layer-urile azi e prost. Una din prost în ghilimele, una din alături, în modul de a... fi scrisă prost, este că nu are query-ul sau view-ul sau ce naiba vrea șeful tău în acel moment din datele pe care le-ai dat corelate într-un anumit. E o aplicație post-o aici, o bine. Ce faci? Adică nu e pur și simplu intrat, ieșit și nu știu. Nu, cu da, asta. Și el le-a dat corelate, nu știu cum. Cu flow-uri. Dar știu, am zis și eu. Nu, foarte interesant, foarte fain. Dar aplicația corporate, nu știi cum apare în piață, da? Vine un nene care zice, bă, cum să fac eu bani mâine, limită nu știu ce a făcut curatul, și poate contabilitate, ok. Da? Dacă a făcut contabilitate, e mult mai rău, pentru că vine și le spune problema, bă, vă spun eu cum să faceți, că ea până atunci o fac zară, să nu-ți degeaba la școală. Dar în zona așa se întâmplă. Da? Și ce o să vedeți în piața, deci fraților, ieșiți afară și descărcați un pic de aplicație. Nu știu ce au făcut ăia, dar mi-e rușine să zic că au făcut informatică. Pardon. Da? Deci chiar pe artigele. Dar nu-i mai bine când ai o aplicație proastă, cum mai vine la tine să o corectezi. Așa tu-i dai o aplicație bună și nu mai vezi la față. Vezi doar pe Facebook sau... Nu există o aplicație de da? Da, oricum aplicația pe Facebook.